Cancerul colorectal reprezintă o cauză majoră de morbiditate și a doua cauză de mortalitate neoplazică după cancerul bronhopulmonar. Factorii de risc pentru cancerul colorectal sunt factori de mediu și factori genetici, fiind reprezentați de vârsta peste 50 de ani, sexul masculin, dieta săracă în fibre alimentare, consumul crescut de carne roșie și grăsime animale, alcoolul, în special berea, obezitatea, fumatul, istoricul familial sau personal de polip sau cancer colorectal, o serie de sindrome genetice, cum sunt polipoza adenomatoasă familială și cancerul ereditar non-polipozic, bolile inflamatorii intestinale, rectocolita ulcerohemoragică și boala Crohn. Cancerul se dezvoltă cel mai adesea dintr-o leziune precanceroasă numită polip adenomatos, care poate fi prezent în colon cu ani de zile înainte de apariția cancerului și a simptomelor acestuia. Frecvent, cancerul colorectal evoluează asimptomatic, mai ales în stadiile incipiente. Semnele de alarmă care trebuie să atragă atenția pacientului pentru a se prezenta la medic sunt prezența sângerării în scaun, modificările de tranzit, precum diarea, constipația, mai ales cele recent instalate sau alternanța lor, modificările de formă ale scaunului, senzația de evacuare incompletă a scaunului, la care se pot adăuga scăderea ponderală inexplicabilă, anemia prin deficit de fier. Principala metodă de diagnostic a cancerului colorectal este colonoscopia totală, care permite medicului gastroenterolog să exploreze colonul și rectul cu ajutorul unui tub flexibil prevăzut la cap cu o cameră video care preia imagini. Rectosigmoidoscopia este investigația rectului și a ultimei porțiuni a colonului. Ca metode noi, se poate apela la colonoscopia virtuală și videocapsula endoscopică, dar aceste metode au ca principal neajuns imposibilitatea prelevării biopsiilor și necesitatea colonoscopiei convenționale în cazul în care se depistează tumori colorectale. Discutăm de o prevenție primară a cancerului colorectal prin adoptarea unei diete bogate în fibre alimentare, săracă în grăsime animale, creșterea consumului de calciu, acid folic, vitamine antioxidante și creșterea activității fizice. Unele studii au arătat un rol protector al aspirinei în cancerul colorectal, însă profilul de siguranță al acesteia rămâne încă necunoscut, efectul advers cel mai de temut fiind hemoragia gastrointestinală. Cheia prevenirii cancerului colorectal rămâne însă screeningul, adică testarea tuturor persoanelor cu risc care nu prezintă simptome. Screeningul se recomandă la toți adulții începând cu vârsta de 50 de ani și continuă la intervale regulate până la 75 de ani. Screeningul începe mai repede la cei cu istoric personal sau familial de polip sau cancer colorectal, boli inflamatorii intestinale sau sindrome genetice. Există mai multe metode de screening. Metoda optimă rămâne însă colonoscopia totală, care trebuie efectuată odată la 10 ani. Ca alternative sunt rectosigmoidoscopia sau colonoscopia virtuală, odată la 5 ani. Un test simplu, neinvaziv, este testul de hemoragie ocultă din scaun, care depistează urmele fine de sânge care nu pot fi observate cu ochiul liber. El se efectuează anual și un test pozitiv obligă la o colonoscopie totală. Așadar, cancerul colorectal poate fi prevenit, iar metodele de screening pot detecta și îndepărta leziunile precanceroase sau diagnostica un cancer în stadiul incipient, atunci când crește beneficiul terapeutic și supraviețuirea. Sfatul de sănătate al zilei a fost oferit de Arcadia.